Aproximativ 2 luni am făcut un clip în care discutam despre faptul că eleganța nu depinde de bani și nu depinde de statutul financiar pe care îl ai, ci este mai degrabă legat de educație și de nivelul lui de cultură pe care îl ai, și m-am gândit ca pentru astăzi să continuăm pe acest subiect, pentru că în România, cu precădere, există această preconcepție bine împământenită că numai dacă ai un anumit statut financiar, dacă ai anumite branduri pe tine și numai dacă îți permiți anumite lucruri de lux, poți fi elegant, ceea ce, repet, nu poate să fie mai departe de adevăr de atât. Și vreau să discutăm despre 10 lucruri pe care le poți face și pe care le poți avea și la care poți lucra fără niciun ban. Și pe care, dacă nu le dezvolți, nu prea poți spune că dai dovadă de eleganță, pentru că sunt importante. Cumva stau la baza eleganței, stau la baza persoanelor elegante. Culmea, nu necesită o investiție financiară. Și când vorbim aici de a mulțumi, nu mă refer la clasicul mulțumesc pentru că a făcut cineva ceva pentru tine sau la clasica amabilitate despre care se vorbește în general și care, după părerea mea, este și ea pe moarte, ci mă refer la a încerca să faci mai mult pentru ceilalți. În momentul în care vrei să le mulțumești, nu știu, să faci ceva mai mult. Spre exemplu, dacă ai un coleg la birou care ți-a făcut ceva, care te-a ajutat la un proiect, dimineața să-l aștepți cu o cafea făcută și cu, nu știu, un bilețel pe care spui mulțumesc pentru că m-ai ajutat la proiectul ăsta. Sau să faci un gest ca prin care să arăți mulțumirea ta față de o anumită persoană sau aprecierea ta față de o anumită persoană, și mai ales gesturile astea să nu fie cumva așteptate, adică nu persoana respectivă cumva să nu se aștepte că faci un astfel de gest. Asta arată că ești o persoană elegantă și că ești o persoană care se gândește la ceilalți și că apreciază efortul celorlalți și de asemenea că le respectă timpul și contribuția pe care au avut-o. Și o să mă întrebați ce are asta cu eleganța. Are foarte mult de a face cu eleganța, pentru că, în general, persoanele elegante au grijă ca toată lumea prin jurul lor să se simtă bine. Încearcă să creezi în jurul tău o atmosferă plăcută, o atmosferă care să-i facă pe ceilalți să se simtă bine, o atmosferă care să-i facă să se simtă în siguranță, să se simtă respectați. Dacă ai grijă ca oamenii din jurul tău să se simtă bine, să fie relaxați, să nu fie angoasați, să nu fie stresați, să nu fie deranjați de anumite lucruri pe care le spui, în momentul în care tu nu vei fi de față, vor rămâne cu acea impresie plăcută despre tine și asta denotă o doză mare de eleganță, pentru că tu ai grijă ca cei din jurul tău să se simtă bine. Evident, aici nu punem situațiile în care tu trebuie să te dai peste cap, să renunți la cine ești tu ca persoană, să devii un people pleaser, deci nu despre asta vorbim, ci despre situațiile clasice în care stai și ai o conversație cu o persoană și încerci pe cât posibil să o faci să se simtă bine, încerci să nu abordezi subiecte care știi că s-ar putea să o irite sau care ar putea să o supere și încerci să duci discuția într-o zonă care să-i facă plăcere, eventual poți să glumești, poți să destinzi atmosfera printr-o glumă. Nu vorbim de a deveni un people pleaser, ci vorbim despre a detenționa atmosfera, de a face pe cei din jurul nostru să se simtă bine așa cum sunt ei. Acesta este un punct foarte important cu precădere la direcția în care o ia societatea actuală, pentru că în ziua de astăzi toată lumea vorbește, toată lumea are probleme, toată lumea se plânge, toată lumea e taca, 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 dar nimeni nu mai are timp să asculte și, de fapt, ce se întâmplă este că toată lumea vrea să fie ascultată. O persoană elegantă are grijă să asculte, are grijă să fie empatic cu cei din jurul lui și de asta, în momentul în care cineva trece printr-o perioadă mai dificilă sau simte nevoia de a se descărca, o persoană elegantă ascultă fără să întrerupă, fără să judece, fără să pună întrebări, fără să intervină cu opinii personale sau cu puncte de vedere personale. Prin urmare, este o doză de eleganță care, iarăși, nu te costă nimic. Și aici atacăm unul din stereotipurile clasice referitoare la eleganță, și anume că trebuie să ai haine scumpe, trebuie să ai haine de
o anumită calitate, trebuie să ai haine de la nu știu ce branduri, trebuie să ai nu știu câte haine și așa mai departe, ceea ce este cât se poate de fals, pentru că să te îmbraci conform unui eveniment reprezintă o mare, mare doză de eleganță. Și țin minte că o auzeam inclusiv pe regina Ana, soția regelui Mihai, spunând chestia asta. Este o dovadă de mare finețe chiar și în rândul nobililor să reușești să te îmbraci adecvat unei situații în care te afli. Pentru că nu este nimic mai penibil pentru o persoană să fie îmbrăcată într-o rochie super sexy, super mulată, la o slujbă la biserică sau la o întâlnire cu niște persoane importante sau la un interviu pentru angajare. Este penibil. Ei, la fel de penibil este să te duci pe tocuri la munte, pe pârtie, de exemplu, că am mai avut discuțiile astea. La fel de penibil este să te duci îmbrăcată în rochie de gală la un eveniment banal. La fel de penibil este să te duci îmbrăcat casual la o nuntă. Da? Și așa mai departe. Este foarte important și lucrul ăsta nu ține de bani. Asta putem observa la noi, dacă vreți, în societatea românească, unde vedem foarte mulți oameni, foarte mulți bani, care se îmbracă total neadecvat pentru situațiile la care se află. Este foarte important să știi cum să te îmbraci. Te duci la munte, te îmbraci ca la munte. Te duci la o nuntă, trebuie să știi ce coduri să respecti când te duci la o nuntă. Te duci la un interviu, te duci la bancă, te duci în situații din astea formale, trebuie să știi să te adaptezi. Dacă ești în grădină, la un grătar, este culmea penibilului să te duci îmbrăcată ca o prințesă cu părul coafat, machiată cu un machiaj din ăla super drag. Iar oamenii eleganți din lumea asta știu ce se poartă în funcție de evenimentul la care participă, da? Pentru că a fi elegant nu înseamnă să fii îmbrăcat la patru ace, să fii îmbrăcat în costum ca bărbat cu cravată sau papion non-stop, sau să fii într-o rochie foarte formală sau într-un costum formal dacă ești femeie. Știu că unele persoane la noi percep eleganța prin prisma hainelor foarte constrictive și foarte sobre și foarte formale, dar nu este așa. Da? Eleganța transcede partea asta cu hainele, cum încerc să vă spun de fiecare dată, și să te adaptezi evenimentului la care participi, fie că este cel mai informal posibil eveniment, că este un bâlci la țară, fie că este vorba despre un white tie, este foarte, foarte important. Iar asta nu ține de bani, pentru că asta o poți face acasă, o poți studia pe internet, chiar dacă tu nu ai haine de brand, chiar dacă nu ai nu știu ce lucruri scumpe, chiar dacă nu știu, n-ai un buget foarte mare sau o garderobă uriașă. Asta este un lucru foarte important de menționat în ceea ce privește overspending-ul în cazul nostru, pentru că iarăși observ că în România s-a creat o modă din asta cu hai că îmi fac credit să-mi iau nu știu ce geantă de firmă, sau îmi fac credit să mă duc în nu știu ce vacanță din asta exotică, sau îmi fac credit să-mi iau nu știu ce bazacon i-am mai văzut pe la cineva. Așa cum am mai spus de multe ori, eleganța ține de atitudine, de felul în care te prezinți, de felul în care te comporți, da? Iar să cheltuiești niște sume colosale pe care probabil nici nu le ai, pe niște lucruri care sunt probabil foarte frugale sau care sunt total neimportante, este o absurditate. Prin urmare, un lucru care este foarte sănătos de făcut și care chiar nu trebuie să consume bani este să ai grijă să nu cheltui mai mulți bani decât ai, să nu te împrumuți pentru lucruri inutile. Da? Eu îmi spun aici să nu-ți faci credit pentru casă, dacă îți dorești foarte mult o casă, dar de aici și până la îți face credite pentru genți, cum am mai văzut, sau pentru nu știu ce parfumuri de lux, sau pentru nu știu ce excursii din astea exotice, pentru că toată lumea și toate vedetele și toată lumea bună se duce acolo, este o nebunie. Prin urmare, aveți mare grijă că lucrurile astea nu te fac mai elegant. Să te împrumuți sau să-ți iei nu știu ce doar ca să epatezi, să afișezi, nu ajută. Aici o să-mi spuneți, păi da, ai nevoie de bani pentru asta. Da și nu. Pot să-ți vă dau milioane de exemple de la noi, de oameni care au foarte mulți bani și numai gusturi rafinate nu au. Pe principiu ne îmbrăcăm în Chanel, Dior și Gucci și mergem și ascultăm manele la nunți. Să-ți rafinezi gusturile nu ține de bani, ci ține de tine și de educația ta și de clasa pe care vrei să o ai. Iar a-ți rafina gusturile pleacă de jos, de la a constata care sunt gusturile tale și a te gândi cum le poți eleva. Uite, cum vorbeam de muzică, în ceea ce privește muzica, stai și te gândești, bun, ce muzică consum eu? Ce mesaje transmite muzica aia?
cum o face să mă simt muzica aia, da? Dar cum aș putea să îmbunătățesc calitatea muzicii pe care o ascult? Ia să vedem, să încerc și altceva. Dar ce ascultă lumea bună, da? Cum își formează cultura lumea bună? Rafinarea gusturilor ține foarte mult și de cultura pe care o ai. Cu cât ai o cultură mai vastă, mai desăvârșită, cu atât gusturile tale vor fi mai înalte și se vor curăța. Ca să spun așa. Când vorbim de rafinarea gusturilor, nu ne referim numai la a te opri din a mânca fast food și a merge la restaurant, ci din a-ți rafina absolut tot ceea ce ține de gusturi, și anume în materie de literatură, de muzică, de cultură, de vacanțe, de prieteni, de conversații pe care le ai. Iar lucrurile astea, cele mai multe dintre ele, pleacă dintr-o poziție în care n-ai nevoie de bani. A, că la un moment dat s-ar putea să ai nevoie de bani ca să începi să susții lucruri astea și să te duci mai departe, da, dar astea vin progresiv. Oricum, baza rafinării gusturilor tale se face fără bani și dacă nu începi de jos, degeaba ai bani. Văd trendul ăsta consumerist pe care unii îl urăsc cât se poate de tare, alții îl iubesc foarte mult. Ideea este că în momentul în care vrei să devii o persoană elegantă, cea mai bună variantă pe care poți să o faci este să nu mai alergi după fast fashion. Hai să nu mai fim noi primele care își cumpără ultima colecție de la Zara, de la H&M, de la Gucci, de la Dior, dacă vreți, pentru că și aceste branduri au o parte de fast fashion, chiar dacă sunt branduri de lux, da? Și să ne concentrăm pe a cumpăra lucruri care sunt timeless, care sunt clasice, croieli care sunt clasice și care nu se vor demoda niciodată și care ni se vor potrivi indiferent de cum vom arăta și acum și peste 20 de ani. Hai să ne concentrăm pe calitate, hai să ne concentrăm pe lucruri bune. Sunt foarte multe lucruri ieftine, da, accesibile, la prețuri accesibile, care se pot găsi și pe care le poți lua chiar dacă nu ai foarte mulți bani. Și asta nu implică neapărat bani, ci implică mai degrabă o cultivare a gustului tău, da? Pentru a nu te mai lăsa păcălită de fast fashion, de reclame, de wow, de toate brizurile, de toate plasticele afișate și să încerci să filtrezi toate lucrurile astea și să alegi numai ce este mai bun. Eu spun acum nu merge să cumpărați nimic de la Zara, ci spun că și la Zara găsiți lucruri de calitate, dar trebuie să filtrați lucrurile, da? Hai să fiu eu prima care ia cea mai nouă colecție de la Zara ca să nu cumva să mi-o ia alta înainte și să pot să spun că m-a copiat. Știți? Nu asta vreau să spun. Vreau să spun că poți să-ți cumperi de unde vrei tu lucruri, atâta timp cât sunt de calitate. Asta este un aspect care chiar nu costă niciun ban. Nu costă niciun ban să nu te intereseze opinia celorlalți și să nu te ghidezi după opinia celorlalți. Vorbim aici, desigur, de persoane care nu ți aduc niciun beneficiu, de o persoane care nu te ajută cu nimic, persoane care nu vin cu nimic constructiv la adresa ta. Iar așa cum v-am zis de multe ori, persoanele elegante nu dau importanță lucrurilor pe care ceilalți le bârfesc, le spun despre ele. Ai posibilitatea de a controla într-o oarecare măsură aceste opinii prin prezența ta, prin felul în care te comporți, prin discursul pe care l-ai, prin felul în care accepti sau nu să discuți anumite subiecte sensibile, dar în egală măsură trebuie să îți dai seama că opiniile astea le poți controla doar într-o anumită măsură. Adică dacă cineva are impresia că fiind elegantă și fiind o persoană care nu intră în conflicte și care nu comentează anumite lucruri, ești o snoabă, asta nu mai ai cum să o controlezi și nu mai depinde de tine, depinde de persoana respectivă și trebuie să-ți fie clar că lucrurile astea nu ai cum să le controlezi și n-ar avea de ce să te intereseze și mai ales de ce să-ți consumi tu energia acordând atenție acestor subiecte. Asta este unul din punctele mele preferate și asta pentru că o mare preconcepție pe care o avem în România cu referire la eleganță și cu referire la persoanele elegante este că persoanele elegante sunt snoabe, sunt arogante, sunt cu nasul pe sus, sunt cu un băț băgat undeva și stau numai așa cu nasul pe sus și nu discută cu nimeni. Nu e adevărat. Eleganța nu este totuna cu snobismul, cu aroganța. Din contră, eleganța se opune acestor lucruri, iar o persoană elegantă o veți
se recunoaște foarte ușor din aceste personaje, că sunt niște personaje astea care se dau snoabe așa și importante și care au o aroganță din asta deosebită și o persoană elegantă o vei recunoaște foarte repede din turma asta. Să fii elegant nu înseamnă să fii cu nasul pe sus, să nu râzi, să nu faci glume, să nu ai o atitudine jovială, să nu ai o atitudine relaxată. Pe mine mă apostrofează foarte mult, vai, da, tu vorbești despre eleganță, dar uite că faci chestiile alea și uite cum te prostești, uite cum te mai muțărești. Dacă lucrurile alea le faci în contextul potrivit sau în contextul în care se merg, da, nu este nicio problemă. Da? Iarăși vorbim de contextul în care te afli. Să fii elegant nu înseamnă să fii, ai o mutră de aia serioasă, de ceară, statuară așa și să nu scoți niciun sunet și să nu râzi, să nu... Nu asta înseamnă eleganța. Și veți vedea că persoanele cu adevărat elegante sunt relaxate în pielea lor și știu să glumească, știu să se prostească, știu să se tăvălească cu copiii pe jos dacă este nevoie, da? Deci nu mergeți pe ideea că persoanele elegante sunt sobre și că sunt așa foarte împietrite. Și mai ating încă o dată subiectul ăsta pentru că este foarte important. Cu precădere, oamenii cu adevărat eleganți, dar și bogați, în loc să tindă către mall-uri, către locuri aglomerate, către locuri unde ar putea să-și afișeze avuția, tind să se ducă către natură, tind să ducă către lucrurile care în esență nu costă aproape nimic și pe care cei mai mulți le trecem cu vedere. Natura în sine nu te costă nimic și, cum vă ziceam, să te conectezi cu natura este foarte important și te ajută cumva să ai un echilibru atât psihic, da, cât și fizic. Dai seama de unde ești poziționat tu pe lumea asta și este foarte important. De-aia vă spun, din observațiile mele, în ceea ce privește oamenii eleganți, o să-i vedeți că majoritatea, atunci când au posibilitatea să se duc în natură, apreciază natura, se pierd în natură, da, și preferă mai degrabă latura asta decât să se ducă să se înconjoare de lucruri scumpe, să se înconjoare de avuții, să se înconjoare, să se epateze, să vadă toată lumea ce-și cumpără, să vadă toată lumea ce au ei și așa mai departe. Dacă mai știți și voi alte lucruri pe care le fac oamenii eleganți și care nu costă bani, lăsați-le în comentarii. De asemenea, am un clip despre lucruri pe care o femeie elegantă nu le-ar purta niciodată, la care vă recomand să vă duceți. O să vi-l las în descriere și pe acela. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o până acum. Veniți și pe Instagram, că vorbesc acolo în fiecare zi cu voi. Vă pup și ne vedem în următorul clip.